TVR2 canal 24. Bote vă gata. A desporul de pe listă. Da. Iată cam cum arată după ploaie propagare. Ia să vedem ce mai prins cu televizorul în București. Ia. Aici este o muceală între BTV și TVR2. Da. Mergem mai departe. TVR2 Galați. Canal 26. Merge! Așa. BTV-ul de la Dobrici. TVR2 Cobadin. Câteva încercări de-a lungul timpului de a defini această activitate infracțională. Doi de pe hotarele, doi de pe Cozia, TVR1 de pe Galați. Și jumătate de pe... jumătate de pe Bulgaria 1, da. Bulgaria 1 de pe jumătate. Cam asta este până acum. Revin și în alte filme. Ceau, ceau. TVR1 de la... așa, TVR1 de la Băneasa. Hai să vedem instabilitatea. Antena 1 de la Buzău, asta e fix, asta n-are probleme. TVR2 de la Cobodin și asta este fix, n-are probleme. Deci, Băneasa se pare că este puțin cam afectată, e cam joacă ProTV-ul puțin așa prin față. Îi face niște sârbe ProTV-ul prin față așa, ca să-i enerveze, pot să spun, audiența. Da. Puțin în pură și dai este semnalul perfect. Както повечето зърнояди птици с много зеленина. В пустинята нямат много избор, така че зрели зеленина, това, която е подкарала. И за това не ни създават никакъв проблем. Нещото, което е интересно, че няма никакъв, така не са бързи и не са рядки птици. Може човек да се движи около тях, те не създават никакви проблеми. Агресивни ли? Не, агресивни са само по време на размножителния период.
време на разрушителния период не са не толкова агресивни, колкото охраняват своята територия. Те имат определена територия за това и в тази територия дори човек да влезе, мъжкия се прави на мъж и охранява територията. Но иначе, сега, когато трябваше да ги подготви да ги придвижи там, в буквалния смисъл на думата, те едва ли не самички трябва да правят клетката. Толкова са кръвки, толкова са. Вие се питахте, защото аз съм чувала, че в Римската империя гъвките са ги използвали за охрана. Гъвките са изключително осторожни. И това не е само приказка и легенда, това абсолютно сме. Колкото пъти мине една сима природата, които в нашето време не са тъпи. Iată Danemarca 1. Iată Danemarca 1. În sfârșit, Danemarca 1. Cu greu, Danemarca 1. Ia. Stați așa. Pamă mă scachiniță la ochi. Așa. Și s-o bag, aș băga o memorie. Dar unde s-o bag eu memorie pe Danemarca? Ia stai așa. Ia stai așa. S-o bag eu pe asta memorie undeva. 4, 2, 1, așa, 7, 6, deci. Păi, deci eu zice, ne, stai mă așa. Uite mă aici. Așa. Așa, deci o bagă memorie, ca să o am și pe asta. Deci aici mișcă, ia stai mă să vedem unde mai mișcă. Ia să așa. Da mă, da. Aici. Da. Așa. Doar ăta a mișcat Danemarca. Asta e doar pentru început, încălzirea de baterii. Stați așa ca să pun camera să filmeze pe un radio. Până găsesc eu, se găsesc eu la cameră asta, cum îi spune, trepied. Acum poți să intre și să iasă de câte ori vrea. Așa, uite că nu mai spor, adică a fost fuse. Asta a fost tot. Fuse doar atât. Da. Slăbuț. Foarte slăbuț. Da. Atât. Bine. Ne vedem și în alte filme. Asta așa, ca să arăt și ce acum, să vadă lumea la ce s-a produs. O secundă.